Partida a fost lipsită de mari veleități tehnice, ocaziile mai importante venind din faze fixe. Singurul gol al partidei a fost marcat cu un sfert de oră înainte de fluierul final, în urma unui corner de pe partea stângă de atac a Ceahlăului. Gazdele au alergat în zadar după egalare, scorul final fiind 0-1. În urma acestui rezultat, LPS Suceava rămâne cu doar 12 puncte acumulate în 10 meciuri. În etapa următoare, formația pregătită de Ovidiu Murariu va juca duminică pe terenul Codașei CSŞ Târgu Neamț.